Să-l vezi acum, pe Nuțu Gheară. Cămătaru. Nicu Gheară, scuze. Nicu Gheară. Nicu Gheară, dar într-o comedie. Niciodată. Și să fie... Exact, gândește... nu știu cine. Tony da, uite, psiholog. Da, Arnold care vine și, aș vrea să schimb viața, tată. Da, uite, să facem așa. Tu l-ai vedea pe... Ca să-l dăm Cezarul al Cezarului. L-ai vedea pe Marcel Iureș jucând în comedii? Pentru că e dincolo de piesele are, de teatru. Are cearcănelele. Da, mă, și ce? Eu l-am văzut jucând într-o comedie, dar la teatru. Nu. Și ai râs? Băi, da. Ai râs că e domnul Marcel și că... Dar cum am râs? S-a uitat în ochi. Ca la teatru. Da. Păi voi că artiști de stand-up nu vă insultă foarte tare tipul ăsta de râs? Ha, ha! Ba da, și aplaudele aia, știi? Ba da, sincron, așa care apare. Deci întrerupe, de fapt, chiar îți dă un scurt circuit așa. Da. Ce a fost asta? Cine a râs așa? Orice pe măsură, râs... pe măsură ce devin mai cunoscut, primești din 5 mai multe râsete din alea. Asta? Da, nu simți câteodată că... Nu toate care... râsetele din show, dar primul râs din show sau ceva, sau câteodată am pe cineva în public, da, care e bucuros că a venit să mă vadă pe mine și doar un ha-ha. Dar... ha-ha, am reușit! Ha-ha! Și ție! Am reușit, ai văzut că am venit? Eu am început să cred că dacă o ropă de aplauze și de râs nu e urmat cu unul dintr-un colț al țării care zice, știi că bă, da, mă! N-am fost să reală, știi? Că dacă... Bă, da, mă, e bun, da-l dracu! Da-l, mă! Știi? De undeva, da. Dintr-un... Undeva de depărtare. Dar nu mai e asta. Hai, lasă-o, dracu! Adică nu te crede, știi? Dacă nu te crede. Dar te crede, dar nu te crede. Râdă atât de tare încât pentru el e ceva de... Creierul lui zice, mă, hai să reclăm. Și după aia urmează, bineînțeles, naturala reacție către prietenul. Bă, unde scoate? Da. Unde scoate? Asta e valabil și la film. Uite, am văzut asta la T-Building. Jur că am văzut asta în sală. La un râs de la atât de real și atât de mișto, încât era... nu e... Nu se poate, Cabral, bă. Cabral în față, deci era râsul ăla, și Cabral la final a zis, nu că e dus, nu, e figură, da. Băi. Da, asta e mișto, faptul, că, faptul că te scoate, știi, de chiar îl crezi, adică nu mai vorbești despre actorul, știi, zici, bă, micuț, vorbești de personaj. Da. Și aici am strict pe cazul Cabral, știi, adică știi că e micuțul, știi că e prieten. Da, știi, dar totuși, băi, nu, e, mă, da, e mare lucru. Comedii preferate, că intrăm din nou, ne întoarcem la zona asta. În principiu trebuie să facem recomandări. Mie îmi place foarte mult când lași recomandări într-un podcast de ăsta. Bă, să uită oamenii. Mă uit și mă uit la unii oameni care nu vorbesc și nu rămân cu nimic. Și mie mi-a zis un copil și de atunci țin foarte mult cont de chestia asta. Neasunic, așa îmi spun copiii. Așa, de pare, unde? De la Psihotrop. A plecat Psihotrop, okay, mi-a zis Neasunic în continuu, okay. Și mi-a rămas, okay. Neasunic. Neasunic, eu mă uit la matale la podcast, că stau și notez și văd toate pârnăile de film. Pârnăile? Adevărul că da. Da. Dar comedii de recomandat? Comedii? Asta, comedii preferate. Uite, ție ți-am povestit aseară, dar nu-i neapărat cu comedianți. Ideea e să fie și cu comedianți, dar lungmetrajele cu Mr. Bean... A, nu trebuie să fie neapărat cu comedianți. Sunt un pic dezamăgitoare. Pentru la primul cu mama lui Whistler mi-a plăcut mult. Aveam 15 ani, a fost incredibil. Discursul la American Pie? Nu, ăla cu Whistler's Mother. Whistler's Mother cu Ron Atkinson, cu Mr. Bean. Ah, ok, ok. Celebrul tablou Whistler's Mother. Când nici nu prea vorbise, nici nu mai scosese alt film înainte. Aș crede că deja... Cred că era primul film, da. Aș crede că unii comedianți au un film bun în ei. Și Austin Powers un pic mi se pare la fel. Parcă glumele un pic se repetă. De la Austin Powers 1 la Austin Powers 2. Da. Și la Mr. Bean un pic toate. Pentru că e foarte mult pe fizicație. Și fiind foarte mult pe fizicație, nici nu prea ai câte să scoți. Stați câte... un pic. Voi ați văzut proiectele de dinainte să apară Mr. Bean? Ale lui Ron Atkinson? Da, am văzut, mai ales ăla cu... Blackadder. Da. Când el... Ăla care e și Dr. House. Când e el diavol? Nu, ăla e rutina lui de stand-up, în care el e Toby. Toby, ok, da. Ca așa, numele lui Satan e Toby. Și avea condica de primire a oamenilor. Da, exact. Și îmbrăcat în halatul ăla cu coarne, da. Și înainte de asta... A avut un serial istoric care se numește Blackadder. Joacă și Dr. House. Cum îl cheamă? Că mereu uit. Hugh Laurie. El cu Hugh Laurie, foarte tineri, anii 80. Okay. Și este un personaj care tot timpul e în deep state-ul britanic.
Și fiecare sezon e atribuit unei decade diferite din istoria Marii Britanii. Începe nevul mediu să termină în al doilea război mondial. Și tot timpul e acest personaj Blackadder, nevăstuica neagră, care uneltește tot timpul. Complotează. Și counterpartul lui cumva este Hugh Glory, care este de o prostie lucie. Deci este tipul ăla de idiot care se uită în gol, dar se bucură de viață tot timpul. Bă, și e foarte funny. Și e comedie vorbită. Deci nu mai e pe fizică. Și te miră foarte tare că eu copil fiind văzând Mr. Bean, de la care n-am auzit o vorbă, maxim trei vorbe în tot Mr. Bean-ul, să văd asta cu umor vorbit și umor politic și satiră câteodată. Na, mi s-a părut extraordinar de fun. Blackadder e super respectat în Anglia, Mr. Bean super nerespectat. Da, dacă le spun la... Da, Mr. Bean... Dar Mr. Bean ca personaj sau el, Ronan, nu e... Nu, Mr. Bean ca personaj, doar din cauza că ei și înțelegând engleză și putând să-l urmărească și vorbind, cumva pe noi ne-au prins că... O prins atâta generație, așa de asta o prins internațional, că nu vorbea. Ce ni se dădea la televizor. Deci din cauza că era ăla care nu vorbea, că nu trebuia să cunoști engleza ca să se pară amuzant. Te-ai lovit în Anglia de legenda Fawlty Towers? Da, vorbește lumea. Ăla lui John Cleese. Da, l-am văzut pe ăla. După ce s-a spart Monty Python, fiecare s-a dus în treaba lui. Terry Gilliam s-a dus la Hollywood, a început să toarne filme și a făcut... în continuu, de la Brazil și până la 12 Monkeys, cum spuneam, și Fear and Loathing în Las Vegas și așa, John Cleese și-a făcut un serial care n-a supraviețuit pentru că era foarte incorrect politic, inclusiv pentru anii 80. Și că a fost acum 3 ani mare controversă în Anglia, dacă mai ții minte, Răducu, cu episodul despre nazism din Fawlty Towers. Știu că parcă a scos ceva din episod. Da. Și are doar 2 sezoane, cred că sunt doar 12 sau 13 episoade. Asta, ca o mică paranteză, grosul sezoanelor la ei au 12 episoade, grosul serialelor au 12 episoade, asta e serial. Că și la Ricky Gervais, dacă vă uitați, The Office tot 12 episoade are. Cam am stăiut sezonul, că sunt 3 luni, practic. Sunt 2 sezoane, adică 6 episoade, cumva așa funcționează în Anglia, nu știu de ce, dar un serial la ei este episodul 1, 2, 3, 4, 5, 6, i-am făcut un serial. Ok. Când mai faci Ricky? Când mai faci Ricky în serial nou? Explică-ne gestul ăsta. Am făcut un serial. Pus în spate unde aruncă tot și când aruncă hainele la coș. Ricky Gervais a făcut până acum vreo 5-6 seriale, dar în total ca episoade 32. Da. Okay. Dacă le număr pe toate. Mamă, păi înseamnă că am făcut la seriale. Mamă, dacă eram în Anglia acum. Băi, acum, ca artist de stand-up, cât de mult te ajută, cât de mult îți julește ca legitimitate de artist de stand-up când ai un proiect de ăsta comercial? Ori film de comedie, ori serial. Are, bă, orice ai avea. Bă, bunete lipsește de la masă. Orice ai face. Eu zic că m-ar ajuta. Orice ai face în afară de stand-up nu are de ce să-ți influențeze performanța de pe scenă. Știi? O să faci, să joci în telenovele, să joci în Trecu să mă ia. Dacă tu pe scenă ești brici, așa... Băi, își face treaba și câștigă bani, nu știu ce, bă, dar aici, 40 de minute, dar mă, știi ăla de da. Nu e, mă, dar mă, are cum. Da. Adică trebuie să separ foarte tare chestia asta, comediantul de omul care câștigă bani din diferite locuri. Alte proiecte, ți-am zis, seriale, telenovele, reclame, tot felul de chestii de genul ăsta. Chiar și filme... dramatice, cum ziceai, știi? Da, că da. Pentru, e foarte greu, adică dacă mă vede cineva plângând după, știi, copilul meu care și așa, și bă, Cătălin, și după aia, da, mă, și eram curat și... Da, știi? Adică, uite, ciudat. O să dau o chestie din casă, cum ar veni, adică o chestie pe care o știu foarte puțin oameni. A făcut Iura un film cu Smiley, cum se numește? Pacu? Nu. Care e la autobiografic? Da. Da, cu 2 ani. Da, cu 2 ani. Odată cu pentru totdeauna. Așa. Odată pentru totdeauna am jucat și eu în el și Iura voia să-l ia rol principal pe Bobonete. S-a vorbit cu Bobo, s-a bătut palma. Eu eram foarte sceptic. Eu întrebam pe Bobo, Bobo, dar e tramiș așa, adică are el urme de umor, dar e dramă, e unul care vrea să se sinucidă, care, mă rog. Și a zis, bă, păi nu, că adevărul că aștepți la un moment dat, eu aștept o oportunitate de genul ăsta să joci într-un film, într-o dramă. Și mă rog, nu s-a mai legat
că au început, s-au anulat, s-au amânat filmările alea pentru film, au, se pupa cu filmările de la Laș Ferbinți și nu l-am mai luat. Și eu eram curios, eram mega curios, să văd cum ar fi prins. Cu Smiley, da. Așa, da. Mă rog, da. E Smiley, te duci să-l vezi pe Smiley, nu te aștept să-l joace. Iar artista mai cântat de tristețe uitându-se pe geam. Așteptam să văd că, pentru că, nu știu dacă îi știrbea foarte, sau, mă rog, îi umbrea treaba asta cu stand-up-ul, sau, dar e periculos să joci. Deci, nu mi se pare, periculos, chiar fain. Pericolul era la Anzapelea când apărea, pentru că era lumea obișnuită cu Neamărin și juca, în, că tot vorbeam de Steinbeck, chiar în Oameni și Șoare, și a apărut în Oameni și Șoare și lumea râdea în sală. Da, ok. Dar, ai nu și eram, pericolul nu, invers. Da. Dar nu știi cum e? Posibil. Și la, la Piersic s-a întâmplat la fel, și el a jucat în Oameni și Șoare și la fel, da. Știi? Da, nu, eu, e vorba de cum judecă oamenii. Pentru că noi aici poate vedem lucrurile altfel, că știm niște lucruri, dar... Da, mi se pare că, adică îți dă, strălucești mai tare în comedie dacă tu faci un film... Da, să-ți iasă. Da, să-ți iasă. Păi aici e, bă, aici e șmecheria. Adică aici ăla din sală care face, dă-l drecul la, știi, la râs, da? Să zică, zic, dă-l, da, știi? Da. De cât de multe emoții a tras. Nu, aici asta îmi place comentariul. Ce om! Uite-mă. Cum l-ai fi văzut, Radu? Tu că s-a răscut filmul, m-a mai fost, l-ai fi văzut pe Bobo în dramă și să... Imaginez că l-ar fi ajutat și doar te risești un pic la creier, doar faptul că îți pui tu un pic de alt obiectiv. Problema este că avem și exemplu Costidiță. Okay. Da, care când vine Costidiță în Aurora al lui Cristi Puiu, da, și ofițer de poliție, îngheți. E foarte bine. Vezi că mai are un film, Costidiță, Portretul luptătorului la tinerețe. Ca să, da. Ca în care e acolo, iar e... Bine, despre să fie mișcarea geană de rezistență anticomunistă, da, din perioada anilor 40. Am lucrat și pe geacă în ăla. Și de asta până să fie, vezi tu, Gianni din Laș Ferbinți, era, cred că... Dar nu are bâncio treabă, bă. Bă, acum, să știi că tu, dacă le pui oamenilor care îl văd Gianni... Am văzut pe Kevin Hart în filmul ăla, cum se numește, care avea grijă de bătrânul ăla. Care este remake după filmul canadian Antușablă. Ceva, exact, așa. Antușablă ăla, care e extraordinar, da, și au refăcut un remake. Au refăcut filmul, exact. Da. Dar mi s-a părut foarte tare, mă. Da, adică vreau să-ți spun era altceva. Kevin Hart, adică puteam să trec peste faptul că, mamă, cred că face lucru. Eu vorbesc de oamenii care poate se uită la Laș Ferbinți, s-o grămadă de clipuri, da, cu TikTok. Dacă vezi afiș mare pe mall-ul din Băneasa cu bubonete, clar, e bubiți, bă, știi? Ți-i popcorn, ți-i gașca frumos, că aia e nebunul. Și nebunul e, cred că mă sinucid. Bă, stai, bă, bubiță, fii atent, stai, vreau la coase cu... Coață, da, dentară, e nebun. Bănesc că de asta l-aș fi chemat și în film, că oricum vinde și bilete și, într-adevăr, niște oameni ar pleca dezamăgiți, dar asta e show business, nu?